situația respectivă în felul următor, că dacă noi ne considerăm că trăim în secolul 21 și trăim de peste 2000 de ani într-un stat creștin ortodox, trebuie să ne amintim că una din cele mai mari calități a unui bun creștin este calitatea de a ierta. Și iată ziua de 9 mai, în contextul și sărbătoririi zilei Europei, este și o zi a reconcilierii popoarelor europene, din care facem și noi parte, ca să iertăm unele lucruri care, pe parcursul anilor, vreau zic că noi nu trebuie să le uităm. Dar dacă o să ducem, vreau zic că ura și vrajba asta cu noi, parcursul vieții, departe nu o să ajungem. Da. Și atât, în contextul respectiv, vreau să spun că soldații pe câmpul de luptă au aceeași jertfă. Deja cine îi conduce pe câmpul de luptă și pentru ce îi conduce? Și cu ce se termină fiecare război? Este de problema timpului să le aranjeze pe toate la locul lor. Am impresia că aici în chestii paralele vorbim. Eu vorbesc de un gest la un memorial care este o minciune. Du-te, domnule, și fă în altă parte. Eu vreau să vă chem în această emisiune și unde ne-o mai întâlni și în campanie electorală să nu comentați, vă zic, gândurile, fiindcă eu nu vă comentez. Dați la emisiune, eu comentez. Păi da, dumneavoastră, vă spuneți punctul de vedere, eu îl ascult, îl respect și telespectatorii o să judece. Dar încă o dată vă spun, să le dăm voie la morți, morții pentru jertfa care au făcut-o, pentru pacea și pentru liniștea noastră mai bine de 50 de ani, să doarmă în liniște. Nimeni nu le tihnește, nu le tulbură liniștea. Am spus reconciliere, am spus că mergem pe memorie colectivă, am spus că mergem pe împăcare, dar să fie tratament egal a monumentelor, tratament egal a memoriei și să alegem locuri care ne reprezintă sacre, dar nu mergem la locuri de minciună. Asta am vrut să spun. Vreau să aflu și